cu toții știm câte ceva despre marile personalități ale civilizației. Am auzit despre monștrii sacri ajunși repere în cultura lumii, dar despre obiceiurile lor zilnice, despre cele intime și despre spontaneitatea expresiei sau conținutului ei, suntem mai puțin informați. Geniile nu sunt oameni obișnuiți. Inventatorii, scriitorii, artiștii sunt capabili de rezultate ieșite din comun, dar pe cât sunt de originale creațiile lor, pe atât de bizarele sunt apucăturile. Unii sunt simpatici cu maniile lor trăznite, iar alții parcă au luat-o razna. O vorbă spune că unde este multă deșteptăciune, este și un dram de nebunie. Studiate de psihologi și psihiatri, comportamentele excentrice ale marilor personalități au rămas tot fără explicație. Marele poet romantic, lordul George Byron, avea un hobby ciudat. Lordul Byron a lăsat la moartea sa o bogată colecție de fire de păr, adunate din părțile intime ale femeilor pe care le-a cunoscut. Ciudata înclinație s-ar putea să fi fost maladivă, întrucât se știe că lordul Byron a fost diagnosticat ca suferind de psihoză maniaco-depresivă. Tot despre el aflăm că atunci când a ajuns la Cambridge, lordul Byron a fost obligat să renunțe la câine. Căutând în regulamentul universității, nu a găsit nicio referire la urși, așa că și-a luat un urs pe care îl ținea în dormitor și pe care îl scotea la plimbare, terifiindu-și colegii și studenții din campus. Ulterior, scriitorul britanic s-a înconjurat de 10 cai, 8 câini, 3 maimuțe, 5 pisici, un vultur, o cioară, 5 păuni, 2 bibilici și un șoim. Pe domeniul său a amenajat o flotă de nave de jucărie, pe care le lansa pe lac și le angrena în războaie nimicitoare. Fizicianul Nikola Tesla este unul dintre cei mai ciudați savanți. Era vegetarian și nu îi plăcea să doarmă. Începea să muncească înainte de răsăritul soarelui și se oprea în dimineața zilei următoare. Își folosea propriul corp pe post de conductor electric. Stătea doar în camere de hotel, al căror număr era multiplu de 3. Înainte de a intra într-o clădire, o înconjura de 3 ori. La masă cerea să aibă 18 șervețele, așezate în 6 grămezi. Era celibatar și columbofil. Iubea în special porumbeii albi și avea oroare de perlele din cerceii femeilor. De fapt, ura femeile supraponderale și părul uman. Îi era teamă să atingă orice obiect rotund sau care ar fi putut să conțină germeni. În laborator purta costum negru, pălărie și batistă de mătase. Și Thomas Edison dormea puțin ca să câștige timp pentru creație, așa că a țipea în fotoliu cu o legătură de bile în mână. Atunci când se cufunda într-un somn profund, scăpa legătura de bile, iar zgomotul îl trezea, moment în care, de cele mai multe ori, i se dezvăluia și soluția problemei care îl frământa. Nu angaja asistenții care își dregeau supa cu condimente înainte de a o gusta. Servirea supei era pentru inventatorul becului cu incandescență probă obligatorie la interviul de angajare. Albert Einstein obișnuia să plece cu barca pe mare în zilele cu furtună. Întrebat de ce își asumă acest risc, fizicianul a răspuns: de dragul aventurii și al provocării. Aduna de pe stradă chiștoace ca să-și umple pipa, fiindcă medicul lui încerca să-l dezvețe de obiceiul fumatului. Nepotul său a povestit cum unchiul i-a ținut o prelegere de 3 ore despre proprietățile matematice ale baloanelor de săpun. Copilul avea doar 8 ani și nu a înțeles nimic. Pitagora ne-a lăsat celebra teoremă, dar avea și ciudățeniile lui. A fondat o religie a reîncarnării și vegetarianismului, dar ura fasolea. Printre îndemnurile lui figura: eliminați dungile de pe perne și așternuturi. Fizicianul francez André-Marie Ampère nu își putea exprima ideile decât plimbându-se, timp în care întreg corpul îi era cuprins de o continuă agitație. Lui Yoshiro Nakamatsu,
Inventator cu peste 3000 de invenții și deținător al premiului Nobel, îi veneau ideile sub apă. Se scufunda având la el o tăbliță din plexiglas pe care scria. Numea metoda înnot creativ și spunea că oxigenul este dușmanul creierului. Naturalistul William Buckland susține că a gustat din fiecare animal studiat. Cele mai rele la gust i s-au părut muștele albastre și moliile. Scriitorii au și ei metehnele lor ciudate. Pe Cervantes îl învăluia inspirația doar dacă stătea în apă până la genunchi. Ernest Hemingway a supraviețuit la 2 accidente de avion, 4 accidente de automobil și evenimentelor produse de 5 războaie. În mod straniu, a ales să-și pună capăt zilelor sinucigându-se. Un psihiatru care i-a studiat opera susține că scriitorul suferea de depresie maniacală și asta l-ar fi împins să facă gestul extrem, chiar dacă scria câte 500 de cuvinte zilnic pentru a-și menține abilitățile scriitoricești. Scriitorul Lewis Carroll, autorul superbei fantezii Alice în Țara Minunilor, era pasionat de invenții și idei fixe. A inventat un stilou electric, un triciclu și un sistem codat care ajuta la memorarea oricărui număr. Din păcate, era imposibil să memorezi tocmai codul sistemului și ca urmare invenția a rămas nevalorificată. Scriitorul ceh Franz Kafka a fost toată viața vegetarian, deși bunicul lui era măcelar. A scris din plăcere, scrierile lui trecând neobservate. Celebritatea a apărut după moartea sa. Scriitorul Charles Dickens era pasionat de hipnoză și avea o plăcere morbidă, aceea de a petrece ore în șir la morgă, studiind cadavre neidentificate. Ce urmărea cu acest studiu și la ce concluzie a ajuns, nu a aflat nimeni niciodată. Charles Dickens scria și dormea cu fața spre nord, pleca de acasă doar cu busola la el și muta patul astfel încât să îl alinieze cu polii magnetici. La sfârșitul carierei, Oscar Wilde și-a semnat scrierile cu un pseudonim, Sebastian Melmoth, din motive numai de el știute. Toată viața l-a detestat pe Charles Dickens, căruia i-a criticat necontenit lucrările. Dar cel mai ciudat gest, nu de puține ori, Oscar Wilde ieșea la plimbare cu un homar în lesă. William Shakespeare era un pasionat vânător de cerbi. Se pare însă că vâna fără autorizație. Cu alte cuvinte, era braconier. Scriitorul rus Lev Tolstoi a avut o tinerețe tumultoasă, în care a iubit un mare număr de femei de toate rangurile, de la înalta societate până la mica burghezie și chiar la servitoare, și a notat într-un jurnal aventurile și fanteziile erotice. Iar când s-a căsătorit la 34 de ani cu Sophia Burse, care avea numai 18 ani, i-a pus la dispoziție acest jurnal, spunându-i că dorește ca între ei să nu existe secrete. În timpul Primului Război Mondial, Agatha Christie a fost asistentă medicală voluntară într-un spital de campanie. Apoi s-a angajat la o farmacie, specializându-se în otrăvuri. De aici au venit cele mai multe idei folosite ulterior în romanele sale. Anton Cehov a fost unul dintre primii mari colecționari de timbre poștale din lume. Un alt hobby neobișnuit, Cehov nu se așeza la masa de lucru decât în costum de ceremonie. Arthur Conan Doyle, creatorul celebrului detectiv Sherlock Holmes, era pasionat de creaturile fantastice. A născocit un criminal iluzoriu, capabil să imagineze metodele abile de a ascunde adevărul și detectivi exersați, capabili să descopere faptele. Scrierile sale au servit poliției pentru elaborarea unor eficiente mijloace de investigație. Goethe nu putea să scrie dacă nu avea pe birou un măr putrezit, fruct care, credea el, îi îmbunătățea tehnica scrisului. Scriitorul de romane SF Vladimir Nabokov
scria doar stând în picioare și numai pe cartonașe de 8 pe 13 cm. Apoi le aranja în altă ordine, dând astfel o nouă logică textului. Pentru Ada a scris 2000 de cartonașe. Adept al inspirației verticale era și scriitorul american Philip Roth, care se plimba în jurul unui pupitru, oprindu-se doar când avea ceva de scris. El a afirmat că pentru fiecare pagină a mers un kilometru. Nici muzicienii și pictorii nu sunt mai prejos la excentrități. Leonardo da Vinci nu dormea noaptea, ci de multe ori pe zi, în reprize scurte. Beethoven se purta urât cu servitorii și prietenii, arunca în ei cu ce-i pica în mână. Purta haine murdare și mânca alimente alterate. Toată lumea știe că pictorul olandez Vincent van Gogh și-a tăiat o ureche și a oferit-o unei prostituate. Se pare că a băut terebentină și a mâncat vopsea. Într-o zi s-a împușcat în piept și și-a petrecut ultimele clipe din viață fumându-și pipa. Michelangelo se spăla foarte rar, nu-și schimba hainele și dormea complet îmbrăcat și încălțat. Nici scriitorii români nu sunt mai prejos la idei neobișnuite. Ioan Prale, numit de Eminescu în Epigonii, Prale, firea cea întoarsă, locuia într-o cameră în care avea mai multe cuiere înșirate de la ușă până la pat. În fiecare își lăsa pe rând câte un obiect de îmbrăcăminte, ajungând gol în așternut. Dimineața refăcea traseul în sens invers. Vasile Alexandrii se temea foarte tare de frig. Când intra în casă și când ieșea, trecea succesiv prin mai multe camere încălzite la temperaturi diferite, de la foarte cald la frig ca afară. George Coșbuc dormea cu chibrit, lumânare, creion și foi de hârtie la capul patului. Când era fulgerat de vreo idee, sărea din somn, aprindea lumânarea, își scria textul, apoi se culca la loc. Neagu Rădulescu scria direct pe zidul de lângă pat. Când umplea spațiul, muta patul lângă alt perete. Când termina de tapetat camera, o zugrăvea și o lua de la capăt.